s-a făcut un concurs. Eu atunci mi-am duc aminte, am recitat Iubesc ploile de Ana Blandiana. Se pare că am impresionat juriu și m-am pomenit cu acest titlu, Miss Centrul Universitar Timișoara, 78. După care a urmat onoarea supremă, aceea de a fi primită în rândurile membrilor de partid. Ei, aici, pe vremea aceea, se făcea, era un anumit ritual, trebuia să, eu știu, îți prezinți cererea în fața colegilor de an, aveam 100 și ceva de colegi. Erau serii mari atunci, da? Da, și normal, și eu mi-am prezentat cererea, că doresc, că așa era, mă rog, toată lumea era așa. La care am avut o mare surpriză. După ce s-a prezentat cererea, s-a supus la vot. Iar unul dintre colegii mei s-a ridicat și a spus: eu nu sunt de acord ca tovarășa Rațiu Elena, asta e numele meu de fată, Rațiu, nu sunt de acord să fie primită în rândul membrilor de partid, își vinde cartela și își cumpără haine, o preocupă moda și cred că nu face cinste membrilor de partid. Drept pentru care propun respingerea cererii. Vă dați seama că am rămas electrocutată, deci m-a năpădit o rușine. Deci așa ceva, eu eram premianta clasei, studentă de 10, întotdeauna ai mei părinți au primit acasă scrisoare de felicitări pentru fica dumneavoastră și acest coleg îmi spune că eu nu fac așa și că să... Și vreau să spun, s-a supus la vot și a fost respinsă cererea. Deci majoritatea au votat împotrivă. Așa impact a avut informația dată de colegul respectiv. Da, pentru că... Așa era perceput atunci... Până la urmă, era ceva dorința unui om de a avea și altă preocupare în afara școlii. De a fi frumos. Frumusețea se pedepsea. Nu aveai voie să fii frumos și să așa. Se considera că este ceva frivol, ceva... și atunci vreau să spun că am rămas cu acest afront pe suflet. Eu, în general, atunci... Ați când ratat, cineva... practic, intrarea în partidul comunist. Da, exact, da. Și eu, personal, atunci când am un eșec, întotdeauna încerc să, bineînțeles, dacă este un eșec, să-l îndrept.